Din nou îți scriu o scrisoare, cu aceeași veche rutină, un pix negru cu gel, o hârtie albă a patru și o durere nesfârșită, apăsătoare. Încă-mi este dor de tine. Nu știu dacă sentimentul va dispărea vreodată, dacă voi fi din nou fericit. Draga mea Daria a împlinit nou ani săptămâna trecută. Am sărbătorit cu un tort mare, care a costat peste 5.000 de lei ne-a luat toată săptămâna să-l terminăm. Mă așteptam ca tortul cu prințesele ei preferate să o înveselească, dar nu a fost așa. A fost o zi tristă, cu doar câteva zâmbete timide, parcă în semn de mulțumire. Tot lupt cu problema ei. Nu știu de ce dar ei îi este atât de greu să se depășească. Se teme de ceva, o văd clar și o spun și medicii logopezi. Dar de ce? De atâția ani încerc să aflu ce o sperie, dar nu găsesc răspuns. Am cheltuit o avere pe specialiști în vorbire, dar niciunul nu a reușit să o ajute. Iubito, nu scriu doar ca să-ți povestesc despre ziua de naștere a Dariei și cum se simte. Mă simt din nou rău, am căzut din nou în depresie. Psihiatrul mi-a prescris noi antidepresive, pentru că cele vechi parcă nu mai au efect. Dar nici cele noi nu mă ajută. Am coșmaruri. Mă trezesc cu ele și cu transpirații reci, chiar și în timpul zilei, la negocieri sau la prânz. Încep să aud sunete, șoapte și simt că nebunesc. Dar nu îmi pot permite asta, ai înțeles. Am o fică, e datoria mea să am grijă de ea, să o cresc, atât cât pot. Și eu mă lupt cu problemele mele mentale. Adesea văd la televizor reclame cu familii fericite sau cupluri pe stradă. Tinerii se plimbă cu cărucioare și mă amintesc involuntar de noi. Eram atât de fericiți. Dar acum e atât de departe. Și nu am apreciat pe deplin acele momente, cel puțin așa mi se pare acum. La dracu, am umplut din nou hârtia cu lacrimi și cerneala s-a întins. Iartă-mă că nu m-am putut abține, dar înțelegi. Nu. În situația mea, e permis și unui bărbat să plângă. Acum a venit Daria, m-a ciupit de mână și mi-a arătat un desen. A desenat o familie, cu tine chiar în mijloc, ținându-ne de mână pe mine și pe ea. Nici ea nu te poate uita, oricât de mult am dus o la psiholog. În fiecare desen ești prezentă. De exemplu, când am fost la zoo acum o lună, te-a desenat lângă cușca cu urși bruni. E amuzant, pentru că tu nu ai fost cu noi. Sunt atât de obosit să lupt. Fiecare zi ne afectează pe mine și pe fica mea, ne deprimă. Doar pentru Daria continui să lupt, continui să trăiesc. Ea va uita vreodată această tragedie și va trăi o viață de plină? Sper din tot sufletul și depun toate eforturile pentru asta. Iubito! ajută-mă, nu mai pot singur, am nevoie de sfatul și binecuvântarea ta. Vino la mine în vis măcar o dată. Am nevoie să te văd pentru a căpăta putere, știi că asta a funcționat mereu. Bine, e timpul să mă culc. Mâine mă voi trezi de vreme pentru a termina treaba și ai pregătit dar ei micul dejun. Mulțumesc că m-ai ascultat prin hârtie. Hei, te iubesc! Foaia s-a terminat. Bărbatul a îndoit-o în două și a pus-o în sertarul de jos al biroului. Avea încredere că soția lui o va găsi și o va citi. Iar acum va merge să se culce cu ochii roșii și umflați de la plâns. Da, o va citi, nu mă va părăsi. Gândea bărbatul, în timp ce se înfășura în pătură. Bărbatul se numea Ion și avea 31 de ani. Era văduv iar Daria era fiica lui naturală, care cu exact cinci ani în urmă trecuse prin același iad ca și el. Familia Morozov era una obișnuită, din cele despre care nu se scrie în reviste și nu se vorbește la televizor. Aveau un venit mediu, Ion și fosta lui iubită, apoi soție, Liliana, au muncit mereu. Totul era standard și obișnuit. Dimineața, tânăra pereche pleca la treabă, Ion la șantier. Unde era asistentul șefului, iar Liliana la salonul de frumusețe, unde făcea manichiură și pedicură clientelor. Bugetul familiei era comun, așa era mai convenabil. De obicei, Ion ținea evidența facturilor și chitanțelor, iar în schimb soția lui se ocupa de casă. Dar fiecare putea să-l ajute pe celălalt. Desigur, dacă Liliana era obosită după muncă, Ion putea spăla vasele și freca podelele în hol. Sau invers. Liliana mergea la cumpărături fără Ion dacă el întârzia la șantier sau nu se simțea bine. În relația lor domnea egalitatea și respectul reciproc. Nimeni nu își împărțea treburile nu doar de femei și doar de bărbați. Stereotipurilor nu le era loc în relația lor. Părinții de ambele părți se bucurau de o asemenea pereche și îi ajutau cu ce puteau. După nuntă, cu bani, mobilă, chiar și haine. Dar de obicei, morozovi refuzau să accepte asemenea daruri, voiau să se pună pe picioare singuri, fără ajutorul părinților. Familia lor era ca și cum ar fi scăpat din paginile unei cărți de psihologie dacă Liliana și Ion se certau, se împăcau în aceeași zi și nu se culcau până nu își clarificau emoțiile acumulate. Dar de obicei, asemenea conflicte se petreceau rar, nu era din ce să se certe într-o familie unde domnea liniștea. La cinci luni după nuntă, Liliana a aflat că este însărcinată. Părinții fericiți au început să se pregătească pentru apariția, după cum s-a dovedit mai târziu, a unei fetițe s-au gândit mult timp la nume, au ales cu grijă pătuțul și căruciorul. Chiar și pentru hăinuțe și biberoane au stat mult timp în cumpănă. Desigur, pentru că un copil este o responsabilitate atât de mare. Nu vrei să scapi nimic și să ratezi anumite detalii. Liliana s-a bucurat de aceste nouă luni. Sarcina a decurs atât de bine, încât practic nu a avut toxicoze. Liniștea care era acasă și în sufletul ei a rămas neschimbată, iar asta nu putea decât să o bucure pe tânăra și modesta Liliana. Pe la începutul celui de-al treilea trimestru, Liliana a plecat de la muncă în concediu de maternitate. Acum putea citi liniștită acasă, în liniște, aceasta era o dorință veche a ei, încă de când se întâlnea cu Ion. El i-a dăruit o mulțime de cărți, dar din cauza muncii nu aveau timp să le citească acum stăteau pe raft și o priveau pe Liliana cu speranță. În câteva luni, Liliana a reușit să devoreze o întreagă bibliotecă, pe care se aflau zeci de cărți. Seara, tânăra îi povestea soțului ce a citit, el sorbea ceai, ascultând tot până la cel mai mic detaliu. Apoi, soțul, urmând exemplul soției, povestea noutăți plăcute și mai puțin plăcute de la locul de muncă. În acest timp, soția vorbea cu el și bea ceaiul cu o bucată de tort. S-a născut o fetiță, pe care au numit-o Daria, în cinstea mamei lui Ion. Era atât de drăguță, o micuță și o copie fidelă a părinților ei ca caracter. Un copil calm și zâmbitor. Tot primul an de la naștere, părinții nu s-au putut bucura suficient de minunea lor, atât de bun copil era Daria. Nu au fost probleme de sănătate nici la ea, nici la mama ei. Doar râsul nesfârșit de la desene animate și jucării se auzea în casa lor. Prietenele Lilianei veneau adesea la ea acasă să stea cu fetița. Uneori le lăsau pe cei doi să se plimbe singuri, chiar dacă nu aveau probleme deosebite să fie singuri, copilul nu îi deranja. Ion și Liliana se plimbau prin diferite locuri din oraș sau mergeau la cafenele și la cinematograf. Apoi se întorceau acasă odihniți și plini de energie. Părinții Lilianei și ai lui Ionu ajutau și ei cu Daria. Vara, se luptau mai ales pentru nepoată, fiecare parte voia să o ia pe micuță cu ea la țară sau la grădini. Părinții trebuiau să alterneze în fiecare weekend între deplasările la diferitele regiuni unde se aflau aceste daci. Uneori era obositor, dar se bucurau să-și vadă părinții atât de fericiți cu Daria treceau ani, fetița creștea. Părinții continuau să lucreze, Ion avansa în carieră. Iată că fica lor a împlinit patru ani. Părinții au decis să pregătească pentru fetiță o surpriză minunată. Au rezervat o cafenea întreagă cu pisici pentru ea, deoarece fetița adora aceste creaturi pufoase. A ieșit scump, Ion a trebuit să cheltuiască aproape tot salariul lunar al ambelor. Din fericire, au planificat din timp pentru sărbătoare și au pus parte pentru o zi neagră. Tata a sosit la locație. Primul lucru de făcut era să organizeze petrecerea și să repete scenariul cu prezentatorul. Între timp, micuța Daria se pregătea pentru petrecere cu ajutorul mamei. Liliana închidea fermoarul rochiei roz pal pe spatele firav al sale. Au decis să-i facă codițe cu panglici albe. Stai jos pe scaun și uită-te în oglindă, nu te mișca. A avertizat Liliana. Mamă, mamă, pot lua păpușa cu noi? Pot lua două? Nu lua prea multe, două sunt suficiente. Și tata ne va lua cu mașina lui? Nu, ți-am spus deja de dimineață că vom merge cu mașina mea. Oh, păcat! Mi-ar fi plăcut să mergem toți împreună. Dar unde mergem? Ce fel de surpriză e asta? Surpriza e tocmai că nu ți-o spun dinainte. Te rog, nu te mișca, altfel codițele nu vor ieși trepte. Mamă, spune-mi, va fi tort. O să fie și pișcot? Da, va fi tort și pișcot, dacă te porți frumos acum și mă lași să termin coafura. Dar micuța nu avea de gând să tacă era la vârsta la care copiii sunt curioși de absolut tot. Îi întreba pe părinți despre tot ce vedea pe stradă, acasă sau la televizor. Uneori, nici măcar adulții nu știau răspunsurile. Trebuiau să apeleze la internet. Porecla ei drăguță, boltușcă de ce, îi se potrivea perfect. Era greu de crezut că un copil atât de calm putea să-i obosească pe părinți cu atâtea întrebări. Curiozitatea e un lucru bun, dar măsura o depășea pe micuța Daria. În cele din urmă, codițele au fost gata, păpușa a fost pusă în geantă, iar Liliana și-a terminat machiajul și a luat geanta. Au ieșit în curtea casei lor de la țară. Pe când erau tineri căsătoriți, le fusese mai ieftin să o cumpere decât un apartament în oraș. S-a urcat în mașină, dar i în scaunul ei special pentru copii. Nu te mișca, Trebuie să prin centura de siguranță, a bombănit Liliana, chinuindu-se cu scaunul. Mamă, unde mergem? Spune-mi, te rog. Nu spun, e secretul nostru cu tata. Toți au pornit la drum, iar Daria a încercat să nu-și distragă mama. A durat puțin. De îndată ce au ieșit pe șoseaua din apropierea satului lor, fica a început din nou cu întrebările. Mamă, în pădure asta locuiesc animale. A întrebat Daria, arătând spre geam. Cred că da. Și ce fel de animale? Căprioare. Iepuri? Uau, wow, chiar ca cei din circ. Doar că în pădure sunt sălbatici, nu sunt domesticiți de oameni. Aceste cuvinte o făceau să tremure. Daria a tăcut. Dar nu au trecut nici zece minute când un strigăt a răsunat în mașină: Mamă, uită-te pe geam! Acolo e o fiară mare, e periculoasă pentru noi. Dar ea, ce ai văzut? Sau te-ai speriat și te-ai distras de la drum? Aceasta a fost o greșeală fatală. Câteva clipe, în care Liliana a căutat fiara în geam, au fost suficiente. Femeia a părăsit banda de circulație și a intrat pe contrasens, unde venea un alt autoturism de familie. Acel copil e viu. A strigat o femeie isteric. Dar ea și amintea asta prin ceața semiconștiinței. Unde, unde e copilul? Nu îl văd. Fata a fost scoasă din mașina zdrobită, probabil de trecători. Unde e ambulanța? Mai e o femeie aici, pare că are puls. Ambulanța e aici, pe cine trebuie să luăm? A spus o asistentă cu voce nemulțumită. Sunt necesare două ambulanțe, de ce a venit doar una? Copilul trebuie dus la spital, la fel și femeia. Acum luăm copilul și apoi femeia. Nu mai sunt ambulanțe disponibile în oraș, e trafic acum. În afară de noi, nu va veni nimeni aici. Bateți-vă joc de noi? Au strigat martorii de pe șosea. Cum să nu mai fie mașini? Haideți să o ducem noi, dictați adresa spitalului pentru femeie, mai repede. Au răspuns oamenii nemulțumiți. Nu, voi vreți să vă asumați responsabilitatea? Ce se întâmplă dacă moare în timpul transportului? Eu sunt împotrivă. Mai bine așteptăm ambulanța cu girofaruri, a spus asistenta, închizând ușile mașinii. A plecat să o salveze pe Daria. Mai bine așa, decât să moară în fața noastră. Un salvator a răspuns asistentei, nu te grăbi. El a decis să ducă singur femeia la cel mai apropiat spital cunoscut lui, dar nu a reușit. Femeia a murit când a fost pusă pe masa de operatie. Daria și-a revenit după câteva săptămâni. A stat în comă, iar medicii au spus cu o grimasă stânjenită că se pare că fetița va reuși să se salveze. Era plină de aceși tuburi. Lângă ea l-a văzut pe tatăl ei. Îmbătrânise cu 20 de ani parcă. Tată, slavă Domnului, a spus Daria. Da, sunt aici, sunt aici. Cât mă bucur că ți-ai revenit, a spus el. Doctorul a venit în fugă, dar a observat schimbările din starea fetei și a plecat. Femeia a încercat din nou să vorbească. Mamă, unde e mama? La început, tatăl s-a uitat la fica sa cu ochi goi, străduindu-se să nu plângă, dar nu a reușit. Lacrimile i-au curs și roaie și a spus cu voce tare, fără să se gândească la starea psihologică a Dariei, nu mai e mamă. Daria a înțeles totul era o fetiță inteligentă și vorbăreață. Acum, micuța nu dormea bine, nu putea adormi. Conștiința ei o făcea să se simtă vinovată pentru moartea mamei sale. Își distrasese mama cu vorbăria ei despre animale și păduri. Ea își amintea totul până la ultimul detaliu. Când a văzut în fața ei mama speriată cu băiețelul din cealaltă mașină, în care se ciocniseră, dar ea s-a speriat. Dacă era vinovată, o aștepta o pediapsă. Ce oare ar fi făcut tatăl ei dacă ar fi aflat adevărul? Ion nu se gândea la pedepse. Nici măcar nu știa de ce fetița dormea atât de prost. Se temea că visează la mama ei sau la accident. Schimbarea bruscă a stării fetei, de la râs la insomnie, l-a uimit, dar nu s-a gândit niciodată că fica sa ar putea fi cumva vinovată de cele întâmplate. Și nici nu se putea, ea era doar o copilă. Doar un creier copilaresc ar fi putut inventa așa ceva. Totuși, Daria s-a închis în sine, s-a izolat complet. Aceasta era pediapsa ei autoimpusă. Vedea că tatăl ei nu o certa niciodată. Așa că a decis că își va ispăși păcatul prin tăcere. De vreme ce își distrasese mama cu vorbele ei. Acum aceleași vorbe nu vor mai face rău nimănui dacă nu le va mai folosi. Daria se simțea mai bine, dar nu își recăpătase vorbirea. Începuse deja să meargă din nou, să mănânce și să meargă la toaletă. Daria, spune-ne cum te simți? O întrebau părinții, dar nu primeau niciun răspuns. Doar tăcere și ochi plini de frică, pe care fetița îi mută de la tată la doctor. Tace! nu știu ce se întâmplă. Ion Victorovici, voi chema un psihiatru și un logoped. Eu, ca chirurg, nu pot spune nimic. Da, vă rog să-i chemați. Îmi amintesc perfect că după cum a putut să spună câteva cuvinte. Dar de o săptămână tace. Daria, văd că înțelegi tot, te rog să răspunzi la întrebările noastre. O implora cu bâlândețe Ion pe fica sa, dar totul era în zadar. Au consultat-o și alți specialiști, i-au făcut analizele necesare și i-au făcut mai multe teste. Concluzia a fost descurajantă, fetița era sănătoasă, nu avea nicio patologie. Medicii își ridicau din umeri, conform tuturor rezultatelor investigațiilor, ea putea și trebuia să vorbească, dar realitatea era alta. Ion, exasperat, se năpustea pe doctori, încercând să le explice că fica lui nu îl putea minți. Și dacă nu vorbește, înseamnă că este bolnavă și trebuie tratată. Dar medicii din spital îl linișteau cu greu, nu mai puteau face nimic. Câteva săptămâni mai târziu, Daria s-a întors acasă. Acum era liniște și pustiu. Mama nu mai era acolo. Confortul dispăruse complet haine și prosoape murdare zăceau peste tot. Aceasta era estetica unui văduv. Ion a trebuit să învețe urgent să gătească pentru el și pentru fica sa. A învățat să prepare toate mâncărurile pe care le știa Liliana, măcar felurile de mâncare de bază. Ion a continuat să lucreze. Acum, salariul lui era cheltuit aproape în totalitate pe medici și pe o bonă pentru fica sa. Familia Morozov a început pur și simplu să supraviețuiască după moartea Lilianei. Lunile s-au transformat în ani. Fetița încă tăcea. Era în continuare îngrijită de bone și vizitată de doctori. Ion lucra conștiincios pe șantier. Curând a fost promovat definitiv. A devenit directorul firmei de construcții. Fostul șef se pensionase, iar funcția sa a fost preluată de principalul său asistent, care era chiar Ion. Acum conducea o afacere de construcții de case în oraș. Profitul a crescut semnificativ sub conducerea sa, la fel și finanțele familiei. Ion a angajat o menajeră pentru a nu mai fi nevoit să gătească și să curețe casa. Acum putea fi chemat la muncă în orice moment, deși profita de poziția sa de obicei, lucra de acasă și ținea legătura prin telefon. Dar, mai devreme sau mai târziu, trebuia să meargă pe șantier. Ion se străduia să petreacă tot timpul liber cu fica sa. Nu a renunțat la încercarea de a o face pe fetiță să vorbească, dar totul era în zadar. Nu reacționa la rugămințile lui, ci îl privea doar cu ochi plini de tristețe și își ridica din umeri. Nu mergea la grădiniță și nici la școală. Era educată acasă. Uneori, profesori de la școala locală veneau să se ocupe de ea, dar de obicei era înlocuită de tatăl ei și de internet. E atât de ciudat, se mirau pedagogii. Un copil atât de inteligent, aude tot, înțelege tot, dar este ca și mută. Este mută, dar dumneavoastră ați spus că medicii nu oferă un tratament nu oferă, susțin că Daria se preface și că de fapt poate vorbi liniștit. Nu-i cred, le răspundea Ion rece profesorilor, punând capăt acestei conversații neplăcute. Ion nu s-a predat. Era greu, dar lupta zi de zi. Se dedica trup și suflet atât acasă, cât și la muncă. Iar noaptea l-aștepta un pat gol și rece, în care altădată stătea lipit de soția sa iubită. Mama fiicei sale. Nici măcar nu a reușit să-i spună nimic în acea zi fatidică. A plecat devreme la cafenea, fără să aștepte ca fetele să se trezească. Acum avea atâtea de spus Lilianei. Și toate conversațiile trebuia să le scrie doar pe hârtie albă cu un pix cu gel negru. Ion s-a trezit din nou. O nouă zi fără iubita sa, plină de luptă. S-a ridicat mai devreme decât toți din casă și și-a preparat singur cafea la ibric. Apoi a venit Bona, care nu locuia în casa lui, deși avea suficient spațiu. În ultimii cinci ani, Ion a reușit să construiască un etaj suplimentar, rezultând un etaj 2. Cu toate acestea, singura care locuia cu el era menajera, deoarece avea nevoie de ajutor non-stop. De dimineața până seara târziu. Ion o trezea pe fica sa. Dormea din nou cu jucăria ei preferată. Pe noptieră era un desen neterminat. După ce a stat puțin de vorbă cu Daria, tatăl s-a pregătit de muncă, lăsând-o pe fetiță în grija bonei. Ajungea la muncă singur. Deși avea teamă să conducă după accident, era mai simplu să se deplaseze singur decât cu un șofer personal sau cu taxiul. Trecea pe lângă locul accidentului acum era acolo o cruce de lemn și plângea. Lacrimile îi se uscau deja când Ion ajungea la locul de muncă. Era fie o șantier, fie un birou, fie un depozit de materiale. Verifica dacă totul mergea conform planului, vorbea cu muncitorii, apoi se urca în mașină și se ducea acasă. Prânzea supă gătită de menajeră împreună cu servitoarea și fiica sa. După masă, se relaxa o scurtă perioadă la televizor. După o jumătate de oră de vizionare a unei emisiuni, Ion urca în camera fiicei sale. Era timpul pentru învățat. El controla procesul și îi explica diverse lucruri. Dacă Daria nu înțelegea ceva, de obicei arăta cu degetul spre paragraful neclar din manual. După școală urmau exercițiile pentru vorbire, pe care Ion o forța pe Daria să le facă dar fără rezultat. Ea îl privea doar cu teamă. Bărbatul nu o certa niciodată, nici nu ridica tonul vocii, dar ieșea mereu din camera fetei dezamăgit. Nu reușea nimic. Seara era cina. Bona nu rămânea la cină, pleca acasă. La masă, Ion vorbea cu menajera și încerca să o implice și pe fiică în conversație. Dar, ca de obicei, totul era inutil. Cina se termina, iar Ion și fica sa se uitau la desene animate sau la un film la televizor. Uneori, Ion se oprea din privit pentru a lucra în line sau pentru a vorbi la telefon. Seara târziu, fetița se culca. Tatăl ei cânta cântece de leagăn, deși era deja mare și putea dormi și fără această companie. Dar era deja o obișnuință a lui Ion, o tradiție bună pe care nu voia să o renunțe. După ce fiica sa adormea, el termina treaba și se culca la unu noaptea. Așa era în fiecare zi, de cinci ani. Odată a făcut o excepție. L-au sunat de la muncă în timpul zilei. Menajera se îmbolnăvise, la fel ca și Bona și Daria, care era contact direct. Ion a stat acasă și a avut grijă de fiica sa bolnavă. Ion Victorovici, au sosit partenerii din Moscova cum au sosit. Trebuiau să vină abia mâine. Au spus că au venit cu primul zbor disponibil. Tu i-ai rugat să vină mai repede. Iată că nu au mai stat pe gânduri. Da, ai dreptate. Bine, mă duc. Spune-le să aștepte. Ion a închis apelul și s-a uitat la fica sa. Era în cameră cu febră. În câteva zile de boală, temperatura scăzuse, așa că Ion a decis că o poate lăsa singură acasă câteva ore. Daria, mă cheamă urgent la muncă. Încearcă să dormi în acest timp. Sau comportă-te bine și nu face prostii. Fii atentă și o fată cu minte. Când mă întorc acasă, vom merge să mâncăm pizza ta preferată. Am înțeles? Fetița a dat din cap aprobator iar Ion a oftat cu inima grea și a început să se pregătească. Afară ploua mărunt de toamnă, ploaia intensificându-se cu fiecare minut. Ce bine că am mașină și nu trebuie să stau în stație, ca altă dată, a zâmbit amar Ion. A urcat rapid în mașină și a pornit la drum. Ploaia a devenit foarte puternică. Pe lângă picături, pe geam cădea și grindină. Ștergătoarele de parbriz funcționau non-stop. Apoi, Ion a observat un detaliu uimitor: la un kilometru distanță, un băiat mergea pe jos, fără umbrelă și fără pelerină. Purta șlați, pantaloni de pânză și o cămașă. În doar câteva minute de condus pe șosea, Ion a ajuns lângă băiat, s-a oprit și a deschis geamul portierei pasagerului. Hei, puștiule, urcă în mașină! Ești înghețat, bocnă. Băiatul l-a privit cu speranță pe străin și s-a îndreptat spre mașină. S-a așezat pe bancheta din spate. Cum nu e frică să se urce în mașina unui străin? S-a gândit Ion. De unde ești? Unde sunt părinții tăi? A început interogarea bărbatul. Am fugit de la ei. Cum ai fugit? Ei bine atunci te duc la poliție. Nu, unchiule, nu trebuie, s-a rugat băiatul. Mai bine dumă la bunica, în oraș, ea locuiește acolo, știu eu. Și ce adresare? Vai, nu știu, doar drumul spre ea îl țin minte. Of, tu! Și de ce ai fugit de la părinți? Mă obligau să fur, dar eu nu voiam, eu sunt un om cinstit a strigat băiatul. Bine, bine, ești un om cinstit, deci ești dintr-o familie săracă. Cum te cheamă? Alexandru. Alexandru, a repetat bărbatul. Nume frumos. Ion s-a uitat la băiat. Părea să aibă opt 9 ani, ca și fiica sa. Era ușor brunet, iar părul, deși ud, era totuși creț. Dar din întunericul banchetei din spate, îl priveau doi ochi mari și căprui, plin de frică și speranță că băiatul nu va fi dus la poliție. – Ei bine, la poliție e mai departe de drum decât la mine acasă. Și acum nu am deloc timp să mă ocup de asta, s-a gândit rapidion. – Bine, Alexandru, acum vom merge la mine acasă, locuiesc nu departe de șosea. Acolo te vei încălzi și îți voi da să mănânci. Peste câteva ore mă voi întoarce și vom merge să o căutăm pe bunica ta, a mințit Ion. De fapt, voia doar să ducă băiatul la poliție, pentru ca părinții lui să fie trași la răspundere. Se vede că e o familie cu probleme, dacă un copil fuge de acolo. Mulțumesc, a murmurat doar Alexandru. Pe drum, șoferul, adică Ion, se gândea la băiat. Tremura încă de fric și umezială. Doamne, ce s-o fi întâmplat acasă la el, de a fugit? Spune că părinții îl obligă să fure, poate sunt alcoolici. Beau tot ce aduce băiatul. Doamne, și acești oameni locuiesc lângă noi. Eu parcă am creat condiții mai mult sau mai puțin decente pentru familia mea, dar lângă mine locuiesc asemenea nemernici. Cum poți face un copil, dacă nu ești sigur pe forțele și disciplina ta? Eu aș arde de rușine dacă ar fi trebuit să-mi rog copilul să fure pentru familie. Mai bine aș dispărea de pe fața pământului decât să-mi oblig propriul fiu să se ocupe cu o asemenea mizerie. Nu, ceva nu e curat aici. Iar băiatul e atât de bun, calm, neagresiv. E ciudat. Se spune că copiii seamănă cu părinții lor. Și dacă ei sunt scandalaghi și bețivi, atunci fiul ar putea fi la fel dar eu văd că sufletul lui nu e pătat. Sper că bunica lui e o femeie bună și el va salva pe nepot de o asemenea influență dăunătoare. Deci, dacă această bunică a crescut deja asemenea oameni fără caracter, cum poate ea să-și crească și nepotul? Dracu, îmi pare rău de el, dar nu pot face nimic altceva cu el decât să-l duc la poliție mai târziu. Probabil că Alexandru se va supăra, atunci își va arăta adevăratul caracter, genele lui. Ion a tras în fața casei sale. Lumina nu era aprinsă în camera fiicei sale. Probabil dormea. Aici e casa mea, a spus Ion. Cât de mare și frumoasă e! A spus băiatul lui Mit, stând în ploaie. Hai mai repede, nu e timp de stat la taclale. Mai ales în ploaie. Bărbatul l-a condus pe băiat în casă. Aici poți să-ți scoți pantofii, dar usucă-ți hainele în baie. Uscătorul este în acea cameră. Ion s-a uitat la ceasul de la mână. Deja întârzia considerabil. Trebuie să fug acum, dar mă voi întoarce foarte curând. Alexandru l-a condus pe străin în tăcere. Se pare că nu e nimeni acasă, s-a gândit el, ascultând zgomotele din casă. A mers în baie și a început să spele și să usuce cămașa. Daria s-a trezit la etajul 2. A decis să asculte de tatăl ei și să doarmă până la sosirea lui, mai ales că nu avea prea multă energie din cauza bolii. Cu toate acestea, un zgomot neobișnuit a trezit-o. S-a ridicat din pat și a stat nemișcată, ascultând. E ciudat, nu ar trebui să fie nimeni în casă în afară de mine, dar zgomotul vine de undeva, a spus fata cu voce tare. Când nu era nimeni prin preajmă sau acasă, își permite adesea să vorbească cu voce tare, dar nu vorbea niciodată cu nimeni. Era interdicția ei personală, pentru a nu mai pune în pericol pe nimeni. S-a apropiat de ușă. Frica i-a cuprins trupul. Zgomotul a încetat. Probabil mi s-a părut. Bine, mă duc să mă întind. Dar imediat a auzit ceva căzând la etajul 1. Dar dacă e tata care s-a întors? De ce atât de devreme? S-a gândit Daria, uitându-se la ceasul din camera ei. Nu, nu e tata. Doamne, ce frică mie, dar dacă sunt hoți. Trebuie să fac ceva repede, să sunt la poliție. Telefonul fix e doar la etajul 1. Trebuie să ajung urgent la el. Fata s-a gândit și a ieșit cu grijă din cameră, pe vârfuri. Continua să audă un zgomot, în timp ce mergea pe etajul 2. Acum sunetul era mai slab, ca și cum hoțul ar fi făcut ceva intenționat, de exemplu, ar fi pus prada într-un sac. Fata și-a imaginat imediat această scenă. Tatăl ei îi citea adesea povești de detectiv. Imaginația Dariei era bogată. Acum îl va prinde pe criminal cu ajutorul deducției ei și a acestor povești. La urma urmei, nu degeaba îi le citea tatăl ei. Ce voi face dacă mă voi întâlni cu el față în față? S-a gândit Daria. Trebuie să mă protejez cumva. A observat o muscăriță nu departe. Era o armă, dar cu ea ar fi putut să-l lovească bine pe criminal înainte să facă ceva cu ea. Doamne, ce frică mi e, dar nu pot sta cu mâinile în sân. Tata a muncit atât de mult pentru această casă, încât nu pot să nu-l pedepsesc pe jefuitor, a gândit Daria. A luat muscărița și a început să coboare scările, care erau în spirală. Cu cât cobora mai mult, cu atât șuieratul devenea mai puternic. În cele din urmă, a văzut de unde venea sunetul. Un băiețel se juca pe jos cu jucăria ei. Mai mult, l-a recunoscut pe acest băiat. Mergea în mașina din sens opus celei în care se aflau ea și mama ei și mergea și cu mama lui. Și el a murit, și anume instantaneu. Fata a văzut o fantomă în fața ei. Fata a țipat, fantoma a sărit de pe loc și s-a retras la peretele opus observați că fata ținea muscărița în mâini. Nu te teme de mine, nu mă vei lovi cu asta. A întrebat el, arătând spre muscăriță. Ce faci aici? De ce ești viu? A țipat Daria, speriată de moarte. De ce să nu fiu viu? A zâmbit fantoma. Era Alexandru. Nu, tu ai murit acum cinci ani cu mama ta, se pare că cineva are o cădere nervoasă, a gândit Alexandru. Îi era plictisitor să stea singur, iar acum avea măcar o companie. A decis să continue conversația. Deci, eu sunt o fantomă, desigur, o fantomă, cine altcineva? Nici măcar nu se îndoia de presupunerea ei. Nici măcar nu s-a gândit că băieții pur și simplu se mânau foarte mult și că băiatul mort nu stătea acum în fața ei era mai ușor pentru imaginația ei să-și imagineze că în fața ei stă duul de decât că un băiețel brunet necunoscut se joacă cu jucăriile ei în casa ei. A dat drumul muscăriței și a plâns. Alexandru s-a apropiat de capătul scărilor și a spus, de ce plângi? Hai mai bine să ne jucăm cu jucăriile. Ai jucării atât de interesante. Tu. Special prin lacrimi a vorbit Daria. Mi-ai luat posibilitatea de a mă juca, de a-mi trăi viața, iar acum îmi faci asta ca răzbunare. Frumoaso, ce spui? Și de ce vorbesc eu de fapt? Mi-am promis că nu voi mai vorbi cu nimeni. Din asta nu vin decât probleme. Deci, tu ești o fantomă. Cu tine se poate, a spus fetița, Coborând cu grijă la băiat, și-a continuat: și eu nu am mai vorbit cu nimeni de atât de mult timp. Hai să mergem în sufragerie, să vorbim acolo. S-au așezat pe canapea. Alexandru a luat cu el câteva jucării, dar Daria nu voia deloc să se joace. Trebuia să vorbească. Mai mult, era foarte speriată. Nu-ți mai amintești cum ai murit? a întrebat Daria fantoma ei. Nu. Cum ar fi trebuit să mă amintesc asta? A răspuns Alexandru râzând. E foarte ciudat. Eu îmi amintesc momentul accidentului. Vrei să ți-l povestesc? Bine, a spus băiatul nesigur. Era sigur că fetița e nebună. Voia să scape din această casă stranie, dar nu îndrăznea. Afară continua să plouă cu grindină ce ciudat ești! Eu mă amintesc de toate. Mergeam cu mama la un restaurant ca să sărbătorim ziua mea de naștere. Am plecat de aici, pe șosea, îmi amintesc de păduri. Îmi puneam mamei întrebări despre cine poate locui în pădure. O secăiam cu prea multe întrebări, a suspinat fetița, dar a continuat. Apoi am văzut un animal mare în pădure. Avea coarne și m-am speriat. Mă gândeam că va ieși în fugă pe drum chiar în fața noastră. I-am strigat mamei și am rugat-o să se uite la animalul acela. Mama s-a uitat și s-a dovedit că a deviat de la drum în cealaltă direcție. Acolo unde mergeau mașinile spre casa noastră. Într-una dintre acele mașini erai tu cu mama ta. Nu-ți mai amintești. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte de a ne ciocni au fost ochii tăi speriați dar ea a plâns cu sughițuri, durerea din sufletul ei devenind din nou insuportabilă. S-a întins complet pe canapea pentru a se simți măcar puțin mai bine. Alexandru o privea de sus. Sângele i s-a înghețat în vene după această poveste. De ce se simte vinovată fetița pentru accident? Nu e vina ei că a ieșit pe contrasens, s-a gândit Alexandru. Am îngăiat-o pe spate, încercând să o liniștească, iar în mintea lui a prins contur un plan care, după cum credea băiatul, ar fi trebuit să o ajute pe fetiță să se ierte și să scape de acest sentiment neînțeles de vinovăție. Oh, se pare că mă amintesc ceva. Adevărat, îți amintești. Dar ea s-a întors spre fantomă cu fața umflată de plâns. Da, îmi amintesc de fetița care era în mașina aia. Erai atât de speriată. Din nou s-a auzit un sunet puternic, mai puternic decât plânsul. Alexandru a strâns-o mai tare pe fetiță în brațe. Acum am înțeles de ce m-au trimis forțele cerești aici, micuțo. Nu trebuie să te simți vinovată pentru asta. Cerul te iartă. Nu din cauza bârfelilor tale au murit, ci din cauza întâmplării, din cauza voinței divine. Așa era scris într-o carte cerească foarte veche. Am văzut-o. Adevărat, sunt iertată? L-a întrerupt Daria pe Alexandru. Da, desigur, de mult timp. Iar mama ta ai văzut-o. M-a iertat și ea? a întrebat Daria cu durere și speranță în glas. Da, am văzut-o pe mama ta. E o femeie foarte frumoasă a rămas așa în ceruri. Ți-a transmis să-ți spună că este foarte rău că plângi și ești tristă. Și ei este tristă din cauza asta. Și de ce nu a venit la mine? Pentru că adulții nu pot părăsi cerurile, iar eu, ca fiind mic, pot. Sunt un fel de înger? Tu. Chiar tu ești un înger care a venit la mine. Fetița îl privea pe Alexandru imită. Au tăcut o vreme, apoi Daria a vorbit din nou. Nu te superi dacă îți mai pun câteva întrebări. Doar sunt atât de curioasă. Nu, te rog, întreabă. Cartea despre care ai vorbit, ce este și ce conține? Ei bine, în ea sunt scrise toate viețile oamenilor. De exemplu, poți să te uiți la soarta unei anumite persoane și să afli ce va face într-o anumită zi, de exemplu. Tu ce, ai văzut pagina cu viața mea? A întrebat Daria timid. Am văzut doar o mică parte. Acolo scria că atunci când vei crește, te vei mărita cu un băiat care seamănă foarte mult cu mine. Desigur, dacă te vei purta bine și îl vei asculta pe tata, a inventat Alexandru din mers. Oh, ce minunat! Mă bucur foarte mult! Ești un băiat frumos, deci voi avea un soț frumos, a râs fetița. Nu e timpul să te duci în ceruri? Nu încă. Atunci hai să facem niște sandvișuri cu gem. E în frigider, unul foarte gustos, cu fructe de pădure. Și cu caise. Copiii au mers în bucătărie, unde au stat și au vorbit despre tot felul de lucruri timp de câteva ore. Ion a intrat în apartament și a căzut imediat pe bancă a auzit vocea fiicei sale. Și știi ce? Păpușile mele au multe rochi. Tata mi-a cumpărat recent o rochie galbenă pentru păpușa Liza. Mi-o arăți, desigur. Acum fug în cameră și o aduc. Doar nu zbori înapoi în cer, bine. Bine, a spus Ion, care nici măcar nu a observat fraza absurdă despre cer. Fica lui va veni acum aici fica lui care vorbește cu un glas frumos și plăcut. Fica Dariei Fără să se descalțe, tatăl s-a grăbit să-și îmbrățișeze fica. Daria s-a rușinat, pe era jenă să înceapă să vorbească, dar s-a adunat. Tată, tu ce plângi? Dragă mea fetiță, tu vorbești, desigur că plâng, dar plâng de fericire, frumoasa mea. Ion a plâns și a mângâiat-o pe cap pe fiica sa timp de câteva minute. Alexandru s-a apropiat de ei. Ion a căzut la picioarele băiatului. Micuțule, tu ai salvat-o pe fetița mea, ai vindecat-o. Ce e, tată, tu îl vezi și pe acest băiat. Desigur că îl văd, fetiță, de ce nu l-aș vedea, dar el este o fantomă. Ion a devenit brusc serios, s-a uitat la Alexandru. Acesta a încercat să-i arate prin expresia feței că Ion ar trebui să-i urmeze jocul, iar bărbatul a înțeles. Ei bine, Daria, oamenii buni văd fantome și îngeri, așa că nu fac excepție. Ce minunat! Tată, atunci dezbracă-te și hai să bem ceai cu noi, eu o să chem și păpușile la ceai. Daria a fugit sus pe scări. Ion s-a întors către Alexandru. Alexandru, ce înseamnă toate astea? Îți voi spune totul, dar hai să ne jucăm deocamdată acest joc, când fetița va dormi și îți voi spune cum am devenit fantomă și înger. Ei bine, atunci va fi curând, fetița noastră este bolnavă, probabil că va obosi curând și va dormi. Bine, în ciuda acestui circ cu un singur actor, tot îți sunt foarte recunoscător pentru ajutorul tău dar ea nu mai vorbise cu nimeni de cinci ani de la accident. Da, știu, mi-a spus ea. Ei bine, ce să fac, e mai simplu, bine, mă duc, acum vom bea ceai, necrezând că nu este un vis. Ion a fugit la baie și s-a ciupit de mână acolo. Nu, fericirea lui era reală. A băut ceai cu fiica sa și Alexandru, au vorbit despre toate, despre munca lui, despre păpuși și jucării. Despre vreme, au atins toate subiectele, cu excepția accidentului, a miracolului îngerului de la masa lor și a tăcerii Dariei, care dura de cinci ani. În cele din urmă, Ion a observat că fica sa picotește. Daria, hai să măsurăm temperatura și tu te duci la culcare, bine. Da, tati, hai, oh, și dacă mă duc la culcare, îngerul va dispărea. Daria a făcut un semn spre Alexandru. Cel mai probabil, da. Nimic, micuța Daria, și eu te voi vizita des. Băiatul s-a grăbit să răspundă, până când Daria nu a început să plângă. Promiți cu adevărat? Desigur, voi veni de fiecare dată când voi fi trimis pe pământ din cer. Daria a fost mulțumită de acest răspuns. Temperatura a fost măsurată era ușor crescută. Probabil de aceea a crezut în aceste prostii despre Vanga, s-a gândit Ion. Cu siguranță starea ei este confuză din cauza bolii, dar nu-i nimic, chiar mai bine, pentru că a început din nou să vorbească. Ion a dus-o pe fiica sa în brațe, ea a adormit imediat, iar el a ieșit din cameră, sperând că fiica sa nu va mai tăcea mâine. Când îl va duce pe băiat la poliție, Ion s-a așezat lângă Alexandru. Ei bine, băiete, povestește-mi acum despre tine, cine ești, de unde vii și cum ai devenit înger. Ei bine, ți-am spus deja că mă cheam Alexandru. Stai puțin, cum adică nu Alexandru? Nu, a răspuns băiatul jenat. Alexandru este numele meu țigănesc. Iona a muțit brusc, ochii i s-au mărit. Așa era, țiganii. Ion avea o problemă cu o parte din caracterul sau spiritul lor. Nu-i suporta. Odată, la supermarket, au fost la un pas să-l jefuiască și cu greu a scăpat de ei. Chiar a trebuit să se bată. De atunci, ura această etnie. Da, dar de ce? Se gândea Ion, apucându-se de cap. De aceea băiatul era brunet și arăta ca un strânțăros. El credea că băiatul are un nume local și că este brunet natural. Deci ești un țigan care a fugit de acasă, nu-i așa? Ion a continuat interogatoriul printre dinți. Da, așa este, a răspuns băiatul cu voce stinsă. Părinții mei m-au obligat să fur ca să hrănesc șapte guri. Eu nu pot face asta, sunt un băiat bun, tot taborul știe asta. Mi-a fost mai ușor să fug decât să fur din buzunarele oamenilor. Desigur, e nobil, dar nu te voi lăuda mai mult pentru asta, a spus Ion. Pregătește-te, mergem la bunica ta. Domnule, vă rog să mă iertați, am mințit, a implorat băiatul. Nu am nicio bunică în oraș. Vă rog să mă duceți în oraș și mă voi descurca singur de acolo. Nu mă lua de prost, a spus Ion. Ce poți face cu viața ta la o vârstă atât de fragedă? Fica mea are vârsta ta și încă se joacă cu păpuși. Nu, atunci mergem la părinții tăi, a insistat Ion. Nu mai mințit despre ei, nu-i așa? Nu am mințit, dar, domnule, nu pot. Nu vreau să mă duc la părinți. Vă rog să mă duceți în oraș și să mă lăsați acolo. Nu, nu pot face asta. Copiii nu ar trebui să supraviețuiască pe stradă. Dar nu înțelegeți, a spus băiatul cu lacrimi în ochi. Pentru mine, a trăi pe stradă ca un vagabond ar fi mai plăcut decât cu acești oameni cruzi. Ion nu a răspuns nimic. S-a gândit ce ar trebui să facă. Conștiința nu-i permitea să lase copilul pe stradă. Recunoștința nu-i permitea să ducă băiatul la părinții lui de spoți. Atunci rațiunea i-a sugerat ce trebuie făcut. Bine, vom merge în oraș, a spus Ion. Îmbracă-te și hai să mergem, dar fă liniște, să nu o trezim pe Daria. Băiatul a dat din cap și s-a dus să se îmbrace. Zece minute mai târziu, se aflau din nou pe aceeași autostradă. Ascultă, a spus Ion, ce poveste cungerul a inventat pentru fica mea. Ei bine. Ea a început să-mi spună că se simte vinovată pentru un accident în care eu am murit, sau cel puțin așa a crezut ea. Mama ei și a mea, se pare, au murit și ea se simțea vinovată că a vorbit prea mult despre trafic și a distras-o pe mama ei. Mi-a părut rău de ea și i-am spus că sunt trimis de Dumnezeu ca să-i spun că a fost iertată. Se pare că a crezut. Iona a ascultat povestea în tăcere, surprins de fiecare cuvânt al băiatului. Dar nu a dat de col. Cum a putut Daria să creadă tot acest timp că ea este vinovată? Și din ce cauză? Doar pentru că a vorbit cu Liliana în timp ce ea conducea. Doamne, biata mea fetiță! De aceea nu vorbea, se temea că din cauza cuvintelor ei cineva ar putea muri. Bine, băiete, totuși îți mulțumesc! A inventat o poveste grozavă! Nu e pentru nimic. Se apropiau de oraș. Nu departe se afla o secție de poliție. Acolo l-a dus Ion pe Alexandru. Nu l-a avertizat pe băiat unde merg. De aceea, când mașina s-a oprit și amândoi au ieșit, băiatul a vrut să fugă spre libertate. Dar Ion l-a apucat de mână și l-a târât într-o clădire. Unchiule, ce faci? Lasă-mă să plec. – Mai departe știu eu singur cum să mă descurc. – Cum te vei descurca singur, țigănușule? Ion l-a împins pe băiat în secție. L-a informat pe inspector că a adus un băiat fugit de acasă. Se pare că dintr-un tabor de țigani din apropiere. Ion povestea Alexandru s-a năpustit asupra lui Ion cu pumnii. Cu toată puterea sa copilărească, îl lovea strigând, – Unchiule! de ce m-ai adus în capcană? Eu am salvat-o pe fica ta, de ce m-ai trădat? Un alt inspector l-a luat pe băiat de o parte. Ion nu i-a răspuns nimic. Ești bine? A întrebat polițistul cu compasiune. Da, perfect. Ce se va întâmpla cu băiatul? Îl vom duce înapoi în tabăra lor. Știm, se pare, de unde este. Din tabăra locală copiii fug adesea, iar părinții nu lucrează și îi obligă pe copii să muncească pentru ei. În afară de discuțiile preventive cu părinții, nu putem face nimic. Copiii nu lucrează oficial nicăieri, deci nu există condiții de sclavie. Ei, țiganii ăștia, sunt atât de vicleni, alunecoși, nu-i poți prinde după lege, în general, și trebuie să le dăm copiii înapoi doar să-i certăm cu degetul ca să-i îmbrace și să aibă mai multă grijă. Dar cum rămâne cu tutela? De ce nu se ocupă ei de această problemă? Ei știu, tovarășe, poate că miturile conduc acolo. Nu știu, asta nu mai este treaba mea. Ion a rămas uimit. A înțeles că băiatul era cu adevărat un înger. Nu a făcut nimic rău. Deci de ce a procedat Ion atât de nedrept cu el? Ar fi trebuit să urască nu tot poporul, ci doar adulții. Cel puțin, în acest caz, aceasta ar fi fost cea mai logică soluție. Dar era prea târziu pentru a-și corecta greșeala. Polițiștii au mulțumit lui Ion că a adus băiatul și l-au lăsat să plece. Ion a ieșit din secție cu sentimente neplăcute. Pe de o parte, a făcut un lucru bun, ca un cetățean cinstit. Nu a lăsat băiatul să moară de foame pe străzile orașului. Dar pe de altă parte, nici el, nici poliția, nimeni nu va opri părinții care vor continua să bată joc de copii și să-i forceze să câștige bani pentru a trăi. Se pare că nu era nici bun, nici rău. Iona a ajuns acasă cu capul greu, dorindu-și să uite de toate și să se culce mai repede. A găsit în sine puterea de a verifica starea fiicei sale dar ea dormea un somn liniștit și pașnic, iar Ion a zâmbit și s-a dus în dormitorul său. Până nu a dormit, imaginea băiatului țigan și strigătele lui i-au bântuit mintea. Gândul că l-a trădat îl făcea să se simtă neliniștit. Deșteptătorul a sunat, setat la aceeași oră în fiecare zi. Dar dacă a fost tot un vis? S-a gândit brusc Ion a sărit din pat și a fugit în camera fiicei sale ca să o trezească. Daria, bună dimineața! Cum te simți? E deja dimineață? A spus ea cu o voce ușurată. Ion a tras un suspin de ușurare. Da, soarele a răsărit deja. E timpul să te speli și să iei micul dejun. Și îngerul? E tot acolo. A întrebat ea cu ochii mari. Îngerul. Țiganul. Dracu știe, s-a gândit Ion. Se pare că s-a întors la cer, așa cum a spus. E trist, a răspuns fata cu voce moale. Dar a promis că va veni să mă viziteze. Îți amintești, tată, cum a spus? Da, fică, ne vom revedea cu el curând. Acum du-te și spală-te, iar eu voi pune de ceai și voi face terci. În timp ce își făcea treburile, Ion se gândea la Alexandru. Băiatul îi se înfipsese în minte. Conștiința nu-i dădea pace, îl tot chinuia pentru nedreptatea făcută țigănușului. Ce altceva pot face? Se gândea el. Să lupt cu autoritățile? Cum pot pedepsi părinții și tabăra blestemată? sau poate să adopt băiatul. Nu, asta e prea mult, dar pot să-i ofer o șansă la o viață normală. Da, cred că pot face ceva pentru el. Cel puțin pot afla în ce condiții trăiește în tabără. Trebuie să angajez un avocat sau un detectiv, cineva care să dezlege misterul cu miturile. Trebuie să aflu cine îi acoperă pe acești părinți nenorociți. A auzit-o pe fica sa așezându-se la masă și a pus în față o farfurie cu terci, decorată cu felii de căpșuni. Zilele au trecut una după alta, și totul ar fi fost bine dacă, după o săptămână, dar ea nu ar fi început să-l pomenească din nou pe Alexandru. Tată, de ce nu vine îngerul la mine? Ce înger? Păi, băiatul de la școală. Ion a roșit de rușine. Nu știu. Poate are mult de lucru în cer, nu vine doar la tine, dar, tată, a promis că mă va vizita mai des, dragul meu. Deci, încă nu a venit timpul, așteaptă puțin, va veni curând, sunt sigur. Ion spera ca Alexandru să vină măcar în visele fiicei sale, dar nu s-a întâmplat. După o vreme, dar a început să-i povestească cu lacrimi în ochi cât de mult îi lipsește băiatul. Se pare că atașamentul copilăresc depășise limitele admisibile. Dar tatăl nu putea face nimic, nu putea aduce acasă un băiat furios pe el. Pentru el, acesta a fost un semn. Ion trebuia să se ocupe în sfârșit de tabăra țigănească blestemată și a început o călătorie prin cercurile iadului. Câte departamente, câte instanțe a parcurs bărbatul pentru a obține adevărul și dreptatea? a investit mulți bani în toate acestea, o mare parte din ei fiind destinați specialiștilor de care avea nevoie. Nici el nu a rămas în urmă, a mers personal la tribunale și la executorii judecătorești. A încercat să găsească informații despre motivul pentru care tabăra se afla încă într-o stare atât de deplorabilă, de ce copii erau obligați să lucreze pentru binele adulților. În cele din urmă, a trecut un an de când Daria a vorbit din nou. Tot ofta după băiatul înger. Într-o zi, tata s-a întors acasă și cu o voce bucuroasă a chemat-o pe fica sa să-l întâmpine. Și, apropo, nu sunt singur. Fata a venit alergând la vocea tatălui ei și a rămas uimită. În hol stătea îngerul ei. Te-a întors. S-a aruncat în brațele lui Alexandru. Fică, înainte de a ne așeza la masă, și-a mâncat o bucată de tort. Trebuie să vorbim serios și cu îngerul tău, apropo, și el. Așa că acum ne vom spăla pe mâini și vom merge în camera mea. Bine, vă voi aștepta acolo, a spus Daria bătând din palme și a fugit. Menajera și Bona s-au uitat uimite una la alta, neînțelegând nimic. Care dintre acești băieți era îngerul și de ce? Așadar, sunt gata să ascult. A spus Daria fericită când tinerii au intrat în cameră. Ei bine, Daria, hai să încep eu. În primul rând, soare, să știi că în fața ta nu este un înger. Înțeleg că psihicul tău este încă instabil din cauza accidentului, dar acceptă pur și simplu faptul că Alexandru, așa îl cheamă pe îngerul tău, este o persoană reală, este viu. Daria s-a uitat uimită la tatăl ei. Dar tată, este imposibil. A murit împreună cu mama atunci. El, probabil, că l-ai confundat. Băiatul care călătorea în acea mașină a murit cu adevărat, dar nu este el. În fața ta stă Alexandru, care nu a fost niciodată implicat în accident. Da, dar de ce ai mințit atunci? S-a adresat Daria țigănușului. Nu a apucat să răspundă, Ion l-a întrerupt, și în al doilea rând, Alexandru ne-a ajutat foarte mult. Cu ajutorul unei povești despre o minune, te-a făcut să vorbești. Mai precis, trebuia cumva să te conving că nu ești vinovată de accidentul de mașină, a răspuns modest Alexandru. Deci totul a fost o minciună? Daria s-a întristat și s-a uitat tulburată la oamenii din cameră, încercând să nu plângă. Mititica, Ion a luat-o pe fiica sa de mână. Tu încă mai crezi că acum șase ani ai fost vinovată de accident? Desigur, dar credeam că cerurile m-au iertat, mama m-a iertat. Desigur, mama te-a iertat. De fapt, nu avea de ce să te ierte. Tu nu ai fost vinovată de accident, te asigur. Faptul că mama a fost distrasă de conversațiile tale este, din păcate, vina ei, nu a ta. Și eu sunt încă sigur că aceasta a fost soarta mamei tale, așa era scris în acea carte despre care ți-am vorbit, îți amintești. M-am alăturat conversației când veneam de la școală, da, în acea carte în care nu există bărbați. Au tăcut amândoi, apoi Daria a continuat, bine, mulțumesc că mi-ai spus toate astea acum. Sunt deja adultă, am zece ani. Este timpul să mă obișnuiesc cu ideea că minunile nu există. Desigur, cu ele ar fi fost mai ușor de trăit, dar acum înțeleg că pot trăi și fără ele. Și eu chiar nu am fost vinovată. M-am obișnuit deja aproape cu această idee. Și ce s-a întâmplat cu părinții țigăncușului? Cum a ajuns el din nou la pragul casei lui Ion? Ei bine, nu e un secret. După un an de chinuri, Ion a reușit să pună ordine în tabără. Toți adulții au fost angajați, iar copiii au mers la grădiniță și la școală, așa cum le era dator. Psihologii au lucrat cu părinții țigănci conform Constituției pentru a le corecta gândirea neobișnuită cu privire la munca copiilor. Când Alexandru a aflat de la școală cine a stat în spatele acestor schimbări din tabără, a fost foarte fericit. Bărbatul nu l-a uitat. Desigur, toate resentimentele împotriva lui dispăruseră. Și când Ion a venit în vizită la Alexandru, băiatul l-a primit cu toată bunătatea și ospitalitatea. De atunci, băiatul a vizitat casa morozovilor în fiecare săptămână. Așa au trecut aproape zece ani. Băieții au crescut în adevărați bărbați adulți, erau de nedespărțit. Nimeni nu i-a văzut niciodată pe Daria și Alexandru certându-se. Daria l-a ajutat pe Ion cu afacerea lui, în timp ce studia la facultatea de informatică. Simultan cu studiile la facultate, la programul de business, fica lui Ion era lăudată la locul de muncă. Era o fată inteligentă și se descurca rapid cu sarcinile primite. În ea se vedea moștenitoarea întregii afacerea tatălui. Alexandru a mers la studii de construcții. Afacerea tatălui Dariei îl interesa și pe el, Voia să lucreze în viitor pentru Ion și să construiască clădiri inovatoare și frumoase în oraș și, bineînțeles, să fie mai aproape de Daria. Prietenia lor s-a transformat de mult în dragoste. La 16 ani au început să se întâlnească, iar acum, la aniversarea relației lor, la o cină de familie la Morozovi, Alexandru i-a făcut Dariei o cerere în căsătorie. Ea a acceptat. Cine ar fi putut crede că îmi voi da fica de soție unui țigan? A gândit Ion, zâmbind în sinea lui. Era fericit pentru fica sa, logodnicul era tot ce trebuia și îi plăcea viitorul ginere. Și îți amintești cum mi-ai spus că soarta mea este scrisă în cartea din ceruri. Legănându-se pe leagănele din curte, în aceeași seară, Daria l-a întrebat pe Alexandru, desigur că mă amintesc. Ai spus că mă voi mărita cu un băiat care seamănă cu tine. Se pare că nu te-ai înșelat, pentru că m-am mă mărit cu tine, a râs Ei bine, de fapt, nu m-am înșelat chiar complet. Tu te gândeai la fantoma băiatului mort, nu la țiganul Alexandru, deci e corect, a spus Alexandru. Cuplul a izbucnit în râs. Soarele apunea, făcând loc nopții. Luna de pe orizont anunța o viață de familie liniștită și un viitor fericit pentru tânăra pereche. Vă mulțumim că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să puneți like. Asta ne motivează foarte mult. Toate cele bune!